Vineri 9 decembrie de la ora 18 în aula Magna Mihai Eminescu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, editura Doxologia în parteneriat cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi filiala Iași a lansat cartea Cetatea sub asediu, însemnări despre credință, rațiune și terorism de Teodor Baconschi, în prezența autorului care a susținut și o conferință pe tema Creștinii de azi între forum și catacombă. Sper să contribuie și volumul meu și colecția la apropierea de biserică a tineretului, a unor studenți din Iași, a celor care își caută cumva drumul, sensul, dar care sunt rătăciți în labirintul lumii contemporane. O lume de multe ori prea complexă și pe care trebuie să o mai descifrăm din când în când ca să ne orientăm corect. Sunt eseuri despre condiția creștinului în lumea contemporană, despre relația dificilă, accidentată dintre creștinism și islamismul radical și totodată o serie de cronici la câteva mari cărți care m-au inspirat în ultima vreme. În cadrul evenimentului de vineri seara, publicul ieșan s-a putut întâlni și cu profesorul universitar dr. Nicu Gavriluță și lectorul universitar Lucian Dârdală, care au discutat pe marginea cărții și au dezbătut tema creștinii de azi între forum și catacombă. Vedeți așadar, sunt provocări de incontestabilă actualitate care până la urmă ne trimit la ideea că trebuie să recompunem forma de comunicare în lumea modernă și postmodernă, să avem în atenție comunitățile virtuale, Facebook-ul, internetul și toate realizările tehnice de ultimă oră. Nu în ultimul rând, cartea aduce în atenție teme de geopolitică care vizează relația României cu America, cu Statele Unite ale Americii, cu Rusia, problema din Turcia în clipa de față, de asemenea consecințele evenimentelor din Cuba, situația creștinilor din diaspora și mai ales drama cumplită, neobișnuită a creștinilor din Orient și ne propune în ultima sa parte o lectură, o exegeză a unor cărți de referință apărute în spațiul românesc relativ recent. Cartea Cetatea sub asediu, însemnări despre credință, rațiune și terorism a fost lansată și la București miercuri 7 decembrie, în prezența autorului și a invitaților săi, Radu Preda și Mihail Neamțu.